Săptămâna viitoare va începe amenajarea unei baze sportive în comuna hunedoreană Peștișu Mic. Baza va fi amplasată între Peștișu Mic și Josani, iar primarul Daniel Dobruțchi estimează că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestei veri. Din fericire am reușit să rezolvăm problema pentru că cererile au fost nu numai din partea tinerilor, inclusiv din partea celor mici. Și ca să putem să-i mulțumim pe toți, am zis că facem o bază sportivă la Peștișul Mic. De altfel era și singurul loc care era prevăzut în planul urbanistic general ca și teren de sport. Am eliminat foarte mult din timp ca și procedură de autorizare și eu sper săptămâna viitoare să se și apuce de lucrări. Am terminat cu procedura de licitație, am încheiat contractul și îmi doresc ca în maxim o lună jumate, două luni de zile să fie terminat. Valoarea investiției este de 350.000 de lei, finanțarea fiind asigurată de la bugetul local al comunei. Întrucât baza sportivă respectă standardele UEFA în ceea ce privește dotările și dimensiunile, la Peștișul Mic vor putea fi organizate în viitor și competiții oficiale. Valoarea investiției este de 350.000 de lei, va fi făcută pe bugetul local. Pot să vă spun că va fi un teren multisport pe o suprafață de 42x22. Este conform standardelor UEFA, adică putem să ținem și competiții sportive oficiale, să-i spun așa, cu vestiare dotate cu absolut tot ce trebuie. Despre alte proiecte de modernizare și cum s-a schimbat viața locuitorilor în ultimii ani, vorbește tânărul primar al comunei Peștișul Mic, Daniel Dobruțchi, în emisiunea La Subiect, difuzată de la ora 16:30, imediat după știrile 1 TV.